foca vă vorbește. Și să și vorbească, nu numai să râde. De ce ne-am adunat astăzi aici? Ne-am adunat... Și... Nu te băga peste mine! Ne-am adunat astăzi aici ca să discutăm cum ne-a fost acest an și să-l împărtășim cu oamenii dragi care îl urmăresc frumos pe Nicu. Frumos și termenul, frumos. Frumos, frumos și dragi. Dar nici și dragi, nu? Nici dragi. Normal că nici. Păi care lasă comentarii bune. Da, te în sus. Da. Da, sigur că da. Cum a fost anul acesta, domnule Nicu? Să vedem din perspectiva dumneavoastră ca și... Deși tu ești focă și eu sunt Nicu, eu nu pot vorbi pe uscat, așa că te rog... Da, mă iertați, am început foarte prost acest podcast. Atelierul este alături de noi. De cadru pe mine să fac reclamă. Doamne, îți mulțumim. Roze, servește-o pe Diana. Pe Diana, ladies first. Ladies first, the beauty. Acum o să fie comentarii, uite-te că habar n-are. Și bețiva. Gata. A, nu se umple. Nu e ca și la Ginars. Sau de gălgâitul. Hai să vedem. Numai cristale avem în studio, atât în platou cât și pe masă. Mulțumesc frumos. Mulțumim, să închinăm pentru acest an. Suntem totuși cu o zi înainte de finalul anului. Da, să e partiu companiei. Da, de firmă. Team building, bar mitzvah, botez și Dumnezeu să ierte ce Doamne am ajută. Față de noroc. Privitor în acest și an. Și pentru următorul an. Și pentru următorul an... Nu plânge! Nu plânge, Nicule. Eu singurul care îmbătrânesc dintre voi. Voi, din tineri precum sunteți, tot mereu întineriți. Oh, ce drăguț, ce da. Drăguț. Tehnologia. Mă facem rog. O recapitulare pe anul acesta? Hai. Cred că trebuie să începem cu începutul, nu? Cum a ajuns Diana să ne, să ne ajute în ceea ce facem? Mai pune. Cum a ajuns Diana în această echipă mirobolantă căci și ne suportă? Că eram doi. Da. Al treilea aș desface doza. La mulți ani și ție. Du-mi târghi-mirghi cuvântul învățăturii de aici, de la podcast. Păi cum a venit, măi Vlad? Că noi te scriam, bine, mai mult eu, că eu nu ratez nicio ciornă și tu dictai. Și ne-am gândit că totuși ar fi frumoasă și o prezență feminină. Că noi suntem urâți. Zvândim așa, m-ar de capul nostru. Cum să zic, nu suntem urâți, dar suntem doi. Da, filmam noi doi, ba traficantul de motorină, ba cu rușii, ba cu factura la electrică s-o mărit, ba nu știu ce și aveam nevoie de o, dacă zic parteneră și noi suntem doi bărbați, cum te-ai definit tu, Diana? Un personaj feminin. Un personaj feminin. Candalas. O dragă colegă. Da. Foarte apreciat. Bă, dar de ce nu stai în mijloc? Trebuie să fie ea în mijloc. Te-am întrebat. Tu ai făcut meza în plasă. Ups. De la cola. De la cola. E un meza în plasă. Și cum ai cunoscut-o? Adică nu eu am cunoscut-o. Dani Cuzin. Nu știu pentru cum de nu am cunoscut. Adică Clujul e mic, dar actrițe sunt puține. Și ne-am cunoscut filmând o serie într-un sitcom Oportuniștii. În regia lui Sorin Misirianțu și... La un moment dat, stând afară, repetându-ne replicile, ne-am gândit că... Fix asta făceam, nu? Tu nu, dar eu tot timpul am fost serios. Că... Și am zis, mai ales că o cunoșteam pe doamna mama ta. Da. Dar de unde o cunoști? Hopa, de unde o cunoști? E la Diulo. A. A, platourile atelierului. Nu, că eu mănânc în timp... Eu scal la un film. Când intervine ceva nasol, luăm din platourile atelierului de pizza. Azi de la Crăciun, dați bune. Bine, tu ești ca la un film, n-avem nachos, dar avem șnițel de pui. Și atunci am zis că Diana, fiind o actriță trecută până toate școlile de actorie, cred că s-ar potrivi cu profilul nostru de șmecher ai online-ului. Și de atunci Diana Dimitor, urlă, de atunci milionar. Diana urlă în fiecare videoclip. Deși pune Vlad și Robi pun cea mai atenuantă la valieră, ea se aude urlând. Și noi am scris să fie bine, e și vina noastră că are un personaj momentan, două, acele personaje feminine care urlă, deși ea e o dulceață de fată.
Adică o facem să fie nervoasă. Da, exact. Ca o femeie de aia tipică. Soția. Vlad. Soție. Soția. Nu vreau să zic tipică, o vreau să zic cu totul altceva. Nu atipică, tipică. Ești prost. Ești. Mă aflu și eu la această masă comemorativă din partea Mirelui. Și nu, de bucuria de a juca. De a bucuria. Că bani n-avem. Mulțumim atelierul de pizza și lui Arpi Tărăc pentru microfonul. Foca s-a devorat. Bun. Și așa s-au creat viralele. S-au creat, am început să colaborăm, să filmăm, să jucăm, să scriem. Ideea care e că toți trei scriem la scenarii. Bine, mai mult tu. Bine, și eu știu să scriu. Ne știi să citim. Exact. Și mare lucru, scrisul meu de profesor. Bine că scrii pe calculator. Da, și tu listezi. Și ai imprimantă bună și pe ciorne. Ciorne. Eu nu pot să scriu decât pe ciorne. Ciorna e viața mea. Nu, viața mea e o ciornă. Și merge mai departe? Merge mai departe. S-au creat viralele. S-au creat viralele. Am început cu viralul ăla de neopărură că nu l-am vândut nici la o firmă de curierat. Vai, ha, da, cu curierul. Printre preferatele mele. De l-am filmat într-o sâmbătă. Vă dați seama că e aproape cum un an. Chiar? 9, da, da. 9 luni, cât o sarcină. Cât o... Și l-am filmat într-o sâmbătă. Trebuie să știți că noi filmăm în zilele de peste săptămână. Cu precătere după masa seara, că fiecare mai avem și un serviciu din care să trăim. Ia și din sus. Și ala l-am filmat într-o sâmbătă așa să desprimăvăra și așa l-am simțit noi că o să fie un video foarte care o să meargă foarte bine în termen de internet. Și câte milioane au făcut? În bani? Nu în bani! Au făcut milioane de bani, nu de lei. A trecut 1 milion 1,5 M. M. Și ne-a plăcut să-l jucăm și să-l... Nu știu, câte duble au fost? N-a fost. Aici trebuie să spunem și publicului în termen de duble. Toate. Toate. Vlad, că nu degeaba el stă în mijloc, Vlad este un băiat extraordinar care, pe lângă faptul că și scrie și joacă, și o să vorbim de personajul lui celebru mai încolo, că suntem numai martie, are și un ochi de regizor și DOP. Ți-a dat 100 de lei, câte cuvinte bune bagi? Lasă că partea asta mi-o lași mie. Nu bine. Mai ai de aici un șnițel? Stați un pic. Tu ce iei? Ia gujoanele puneți alea. Pe pauză. Pune-ți pe pauză. Așa. Da. Cu cârnațul în gură. Nu, n-am hotel. Deci cârnațul v-am zis nimic. N-avem covitor, dar cine, dacă o pus mâna cineva pe ceva, ai o bagă în gură. Așa, suntem în martie. Da. Am revenit, suntem în martie. Fără, n-am tăiat nimic? O emisiune fără cezariană. Și am dragul ăsta de joc, bucuria asta de joc, ne-a dus mai departe și am mai filmat și am mai filmat și am luat vacanță o lună. Când? În august. Aha, în august am luat vacanță și am fost... În mai am fost în turneu. Chiar trebuie să zici de turneu. Da, dar trebuie să te lau și cu chestiile reale. Adică nu numai cu alea bune. No, bine, wow, nu ce frumos. Spre deosebire de ei, eu am fost și la E-Umor. Da. Da, unde ai avut un show frumos. Un show frumos și... Poți să mă tai numai pe mine? Ai zis că visem cu show. Iar e nasul. Auzi că editează el. Nu mi-a dat tip ghimil. Și era faza aia că să mergem și într-un turneu în diasporă, nu? Da, în și diasporă. Au făcut sacrificii, repet, noi filmăm când apucăm, în afara, vrem să părem oameni serioși, în afara serviciilor noastre. Și gata, am zis, cu Vlad ne-am luat 4 zile libere, nu? Am plecat de joia până lunea. Până lunea, în lunea. Madrid? Madrid, 3 zile Madrid, o dat Dumnezeu și 2 zile le-am anulat. Și 2 zile Tenerife, o zi jumate Tenerife. Ei, când am ajuns în Madrid, mă rog, și în Madrid, ca și în Cluj-Napoca, sunt autostrăzi.
Noi am stat lângă pe autostradă. Noi am stat, da, am făcut așa toată ziua. Da, am cu gura închisă și am mers într-un parc industrial. Era un restaurant și am reținut numele omului și omenia lui, Onuț Pop. Onuț Pop, care am făcut și un vlog. Foarte frumos. 500. Mi-a dat de mâncare, de băut, că bani n-am făcut. Mi-a dat și bani pentru impresia, mi-a dat și bani. Și-o zis, mă, nu mergeți la el la restaurant. Cât s-o radă? 8. Mă, ăia tății sunt interlopi. Adică cumva ne-o salvat, a doua zi trebuia să avem spectacol în alt loc, ne-o salvat, am anulat acolo, dar ca să ne revanșăm, în sala lui de la restaurant a trebuit... Am aranjat-o pentru un botez! Am mers după scaune, după mese, am învățat, de la, da, am învățat de la doamna Carmen cum să împătur niște șervețele, să le pun pe farfurii. Da. Și cum să punem husele pe scaune, să nu zgârie gresia. Am lucrat de banii aia. Practic noi am fost în diaspora la lucru. Care bani? Banii aia, banii mâncarea. Banii pe care puteam să-i facem, am lucrat de banii. Da. Și după aia, după ce ne-au mai dat o masă, ne-am luat zborul spre Tenerife, eu cu o plasă. Tenerife! Era foarte amuzant, dacă ne vedeați în aeroport, Nicu era în șlap și cu, cum le zici tu, nu? Plese... Papornița după el, Robi de Oșan sau de Robi Kaufland. Robi a indus noțiunea de papornița, că eu dacă vin aici la studio, la Metro Goldwyn-Mayer, eu ceva aduc, sau dacă nu duc, avem congelator și slănină cu da. Și Nicu era în aeroport în șlap și cu papornița pe braț. Cred că nu mai am videourile. Ca niște români veniți. Da, dar eram hotărât să lucrăm ceva. Să da. Și am mers în Tenerife și aici nu... impresarul că să fie sănătos, că a fost o experiență. Am ajuns în Tenerife pe o piatră și era un singur restaurant și ăla patronat de un român, jumate ungur. Că vorba aia, român găsești peste tot, ungur mai greu. Și ăla, omul ăla, de bună credință, o anunța, zice, în seara asta vine Mircea Bravo la spectacol. S-a umplut, erau 60 de locuri. Și au zis, da, unde e Mircea Bravo? Și după aia au retractat omul, au reformulat. Zice, ăla care joacă cu Mircea Bravo. A plecat. O rămas o profesoră, vai. O rămas o profesoră belgiancă. Care nu înțelege nimica, dar râde ca proastă. Vedeam, în loc să apreciați. Păi apreciem. Am apreciat, am aplaudat-o și noi și am zis că thank you very much, thank you, în rusă. Da, și belgianca o... Știa patru limbi. Știa patru limbi. Noroc că nu ni le-au dat. Și partea bună e că după spectacol nu ne-am bucurat prea mult. Că a doua zi am mers la aeroport și... N-am mers la aeroport, am mers și am băut o cafea. Am băut o cafea, dar astea-s chestii... Erau cu bicicletele, astea-s de bucătărie internă. Dar pe când să le spui dacă nu pe 30 decembrie, nu? Exact. De fapt, da. Lumea e toată plecată în Austria la schiuri, așa-i? Dacă vă uitați la video ăsta când sunteți pe schiuri, vedeți să nu picați. Mai fă o dată asta, cum mai fă? De să nu picați. Și am ieșit cu Vlad la o cafea că facem și vlog. Da, n-am făcut niciun vlog. Am făcut vlog acolo la... Cu Onuza n-am făcut în Tenerife. Da, am mers la o cafea și dacă vreți și voi puteți să dați o cafea pe Buy Me a Coffee cu / Nicu Bendea. Și am băut o cafea și au venit bicicliștii. Dar stai un pic, că noi am zis că mergem, că dacă suntem în Tenerife, acolo musa e mare, musa e ocean. Și am zis că facem și un vlog. Da, eram pe partea greșită a insulei, unde e numai stânci. N-aveam unde să coborâm. Nu. Și atunci am mers, i-am plătit lui o cafea, de pe Buy Me a Coffee. Și am băut o cafea și era o lume relaxată, se dădeau, își luau baghete, se dădeau cu bicicletele și... Cu gândul ăsta am fost, am mers împreună în cameră și am scris 3 scenete. În 2 ore am scris 4 am scris. Eu care nu știam nimic și vedeam că tot mie mi-era foarte clar că mergeți acolo, faceți show, sunteți super ocupați, deci n-am mai scris pe grup. Noi avem un grup al echipei. Grup de ponte. Și tot apăreau. Tot apăreau o scenetă, încă una. Dar așa una după alta și Word. Nu înțelegeam. În Word. Cum oamenii ăștia fac și show, stau acolo, ocupați, ocupați. Crem și și compuși. Adică Van Buren n-ar putea să scrie un Word. Nu. Și ce-a fost cel mai amuzant și cu asta să închidem tot subiectul despre Tenerife, Dumnezeu să-l ierte. A doua zi ne-am dus la aeroport și dintr-o greșeală nu știm a cui, nu vrem să dăm numele. Am mers la aeroportul din Nord să ne urcăm în aeroport, în avion și ghiciți ce? Noi aveam bilete. Bă, cum
Bun. Deci Tenerife ăla e cât mă răștiu și avea două aeroporte. Și am greșit aeroportul și mai aveam o jumătate de oră ca să urcăm un avion. No, ce să facem, ce să facem, am încercat să cumpărăm alte bilete, n-am reușit, că nu voia ăla să ne schimbe biletele, așa că am cumpărat alte bilete. Din celălalt aeroport, că din ăsta nu mai era. Pentru celălalt aeroport și noi au urmat să ne deplasăm cu taxiul până da, în aeroport. Biletele care au fost 400 de euro de unul. Și zic, cum s-o enerva Nicu? I-ai Nicu... văzut partea întunecată. Da, s-o enerva Nicu foarte tare. Ia, și Vlad, care... Dar partea cea mai grea a fost pentru că urma nu ajungeam în timp. Și am vorbit cu taximetristă, că era o doamnă. Oh. Ba nu voia aia, mă, să meargă mai repede. Te zicea Nicu, fast, 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 please, hurry up, hurry up, hurry up. I-am dat și la Orion, hi baby. Și ca să ne dăm după aia alte pălmi... Am ajuns în aeroport, am ajuns la timp, ne-am pus la coadă ca să vedem că avionul nostru de dinainte întârziase. De fapt, noi am zburat mai devreme cu avionul la care a cumpărat noi a doua oară bilete, a doua oară bilete decât... Nu. Da, dar dacă știam că întârzie, nu luam alte bilete, logic. Bineînțeles. Concluzia ai... Concluzia că am mai scos niște bani din buzunar pentru acest turneu. Asta e concluzia negativă, concluzia pozitivă. Nu mai credeți pe toți artiștii care merg în diaspora să laude românii și să-i facă bucuroși, că tot o iau în gură. Dar mi s-a spus să vorbesc frumos, chiar doamna dirigintă mi-a tras atenția. No, o voa experiență din care am reușit să scriem și uite, după aia le-am scris și aici pe balcon, acum nu se vede, am filmat grătarul de 1 mai. Da. Iar un viral frumos, 1.200.000 de... Dar am avut noroc cu grătarul Robert. Cu ideea de grătar al lui Robert și am prăjit slănina aia și a fost bine și... Au venit și vecinii pe la noi. Da, da, e bine să ai vecini decât să ai poliție și pompieri. Da, clar. Și am continuat, ne-am ambiționat și am... Acum ne întreabă lumea cât costă să faci o reclamă la business-ul ăsta. Business-ul tău, să-ți o facă reclamă băieții ăștia și Diana. Oameni buni, eu nu mai zic, că am tăzi propus sume. Eu așa am socotit că anul ăsta am pierdut vreo 50.000 de euro. Nici mai zi. 75.000 de euro. 75.000 de euro. Știi, în, că am propus eu, știi? Spuneți voi, mă, câți bani aveți, știi? Și de bani ăștia, noi vă mulțumim. Adică, nu. Avem și noi niște costuri, niște întrețineri. Ce credeți, că bradul ăsta... L-ai dus tu din beci? Nu, l-ați cumpărat voi. Nu, instalațiile. Asta e bradul tău. Bradul. Iată. Bradu, instalația e faină. Bun. Da. Și Diana, spune-ne tu cum ți se pare experiența asta cu noi? Hai că tot tu ne asculți mereu. Diana e ca o psihologă, studiază orice vorbim noi și păi după fi aia... Păi termin în teatru, e și psiholog. Da. Cum ți se pare? Cum ți se pare? Sau pe cum cale ți se... să termine teatru. Cum ți se pare experiența cu noi? 300 lei. Un prieten. Păi e o provocare tot timpul. Nu, mai e foarte fain. Ce să încep acum cu discuții? Dar zici și alea rele. Nu dau bani. Nu. Cel mai nașpa e când Vlad mănâncă ceapă și pe aia vine să-mi pună la valiera. Cam mai ai chestia negativă. Nu mai mănânc ceapă. Dar acum mă duci acasă. Are grijă de mine. Da, experiența, să zic așa... De actriță, adică, de... Da, cum mă simt eu, cum mă puneți voi să urcăm tot timpul. Da, cu atmosfera, cu noi, dacă îți place, dacă... Păi dacă nu-mi plăcea, cred că ce, nu... Ce-ai schimba dacă ar fi să schimb ceva la sketch-urile astea pe care le... Vănicu. Mi s-a mai zis. Păi schimbări, de schimbări nu vorbesc, oricum sunt... A, în continuă, da. Adică păi, da, căutăm alta actriță, dacă cumva... 0722, nu. Totuși a trecut doar 9 luni de când... Care 9 luni? Că e mai mult de 9 luni. Păi da, din martie. Vinoți. Nu din martie. Nu, că pentru martie am filmat vezi? În februarie. Vezi că începe să urle, deja și intră în rol, și intră în rol. Deja, cum din martie? Scriu, ce ne-te? Am imediat îi scriu. Să-mi scrii. Acel moment când nu știi ziua de naștere a... Fetei tale. Voi sunteți născuți de Antold. Noi da. Da. E la început, eu la sfârșit. 47. 47. 47 de ani. În 47 au venit comuniștii în România. Ioi, că asta era picantă.
Care? Bă, că nu știi cum să te scoți ca să bei un vin, era picantă. Aia lungă. Hai că bea cu tine oricum, că mie nu-mi rușine. Bea cu mine. Da, cam așa. Ce așteptăm de la 2023? Un an mult mai bun, cu mai multe scenete mai bine scrise, mai bine realizate. Și cu idei noi. Poate și cu niște sponsori. Da, da. Idei noi, personaje tinere, personaje noi. Ce înseamnă? Acum să te... Acum să le zicem noi. Noi acum încercăm oarecum să trecem într-o altă etapă în care am vrea ca Diana să devină fica personajului Nicu Bendea din scenete. Adoptiv. Mulțumesc frumos, e un lucru frumos, n-am spune că n-am îmbătrânit eu. Că s-a schimbat... Nu, e tânără Diana. Diana e tânără. E ca tânără. Leoaică tânără iubirea. Leoaică tânără iubirea. Și o să încercăm să dăm content care să fie plăcut de toate generațiile. Mm-hmm. Da. Cam asta e ideea. Aici e lupta foarte mare, foarte mare. Încât și cel de 12 până în 20 de ani să de se regăsească. De la cel cu țița în gură până la cel cu barba surd, hai că n-am zis nicio prostie până acum. Da. Ce înseamnă a te regăsi? Adică să-ți placă și să-ți placă și lui tata sau lui copilului tău să zici, hai, uite-te și tu. Și nu numai asta, dar e super important, tu ca adolescent sau tânăr, de om. Așa. Când vezi o situație, pentru că tu ca tânăr tot timpul te întrebi, oare numai eu simt așa, oare numai eu gândesc așa, și atunci probabil dacă vezi oameni în anumite situații despre care s-o nu obișnuiești cu cineva, să vorbești, să întrebi. A, uite că și ăla face așa, sau și aia are obiceiul ăla. Să te regăsești. Ăla. Da, să nu simți că ești singur tot timpul. A fost Raluca Anton pentru dumneavoastră. Da, eu sunt foarte serios, de fapt, da, și nici măcar nu urlu, ok? Da. Ok. Da, are dreptate Diana și asta o să facem. Îți mulțumim foarte mult, Diana. Dar ce, pleacă? Nu pleacă. Vrei? Din podcast. Da, nu pleacă. Cum să plece? Nu, bă. Conducem noi până acasă. E ora numai 9:30, mai avem vreme. Da. Ziceam că tot timpul la intrarea într-un an nou sunt niște superstiții. Voi credeți în superstiții ca să-ți meargă bine în 2023? Nu. Pe jumate. De exemplu, să porți chiloți roșii la trecerea dintre ani. Și dacă am numele roșu, mai trebuie să port ceva. Practic, am roșu mereu. Corect. Nu? Face sens, face. Și nu te strângea. Roșu? Nu că e printre buci. Atunci să bem un roze. De la atelierul de pizza. Hai. Unicii noștri sponsori, vă mulțumim foarte mult. Unde au cele mai faine... show-uri de stand-up din Cluj. Asta trebuie să recunoaștem, că vorba mea și o repet de multe ori când mă întreabă lumea, unde sunt show-urile mari? În Florești! Trebuie să recunoaștem, avem și colegi care fac show-uri în locuri mai mici în Cluj-Napoca, da. Și acolo s-au format și îi felicităm, i-am văzut și la televiziuni. Pe de altă parte, un loc constant unde se aduni 150 de oameni. Deci unde se face stand-up? 150 de oameni doritori de stand-up și cunoscători de stand-up. Nu, ce faci și ăla pe scenă care nu cunoști? Trebuie să... am uitat să zicem de Podină. Resort. Unde am făcut și un vlog și am avut și un show de stand-up. Unde acolo, din păcate, au fost public care nu știa ce-i stand-up. Au venit și mătușa Mărioară, Măriucă. Dar s-a bucurat. S-a bucurat, vorba aia. Eu pule tătă lumea să râde. Eram curioși în vlogul ăsta. Cine n-o să... Am spart gheața. Am spart gheții. Pardon. Dar ți-ți plac aperitivele astea de la atelierul de pizza? Da. Că nu-s la primul. Bun, și mergem mai departe și uite că am ajuns la sfârșit de an. Păi statul montat. Tu ce îți dorești? Ce să mai montez? Că e monta, gata. Da, chiar, tu ce îți dorești? Tu ce îți dorești de la noul an? Că noi tot vrem să schimbăm, să facem. Da. Știi cum se zice că noile generații vor să încerce marea cu sarea. Tu ce vrei să încerci? Dărâmați-mă, în testament de la socră mea, am loc la cimitir. Vai, Nicu. Sau cu ce te mai lauzi tu? Că am înțeles că ai mai jucat în ceva chestii mișto. Filme? În două? De lung metraj. De lung metraj? Da. Păi, uite că viața îți oferă și surprize neplăcute. Pe lângă faptul de a colabora cu voi și de a transmite ceea ce filmăm pe canalul de Facebook și de YouTube,
neplăcute cu ghilimele, am fost cooptat ca să joc în două filme de lungmetraj. În filmul Pupă-mă 3, în care sunt primar. Ăștia cât ce fac? Ca Star Wars-ul? Dom'le, după vârstă ajung numai să pupi. Și Mirciulică, Mircea Bravo a făcut primul film Mirciulică și acum în octombrie va lansa Nuntă pe bani, în care și tu joci. Apar și eu pe acolo, nu joc, e mult spus jucat. Ca cameraman. Pe acolo, apar pe acolo prin cadre. Și o starostă. Că-s mare, ca morsă. Mă, adevărul e că... Nu. Ce ne dorim de la anul viitor? Să fim sănătoși, să putem bucura în continuare și să ne găsim mai mult timp pentru a sta împreună înainte de a vă da filmările și de a concepe lucruri cât mai bune, cât mai amuzante, în care să vă regăsiți și la care să dați like, subscribe, share și mai mult coffee. Degete în sus. Oare se vede că noi chiar ne înțelegem foarte bine? Nu se vede. Știi că dai primul podcast. Nu se înțeleg. Nu mă păuai! Asta a zis-o Robi, care e Robi... Vezi, nu mă păuai! Dar serios, sunt oameni care lucrează împreună și... Pentru că pe noi nu ne leagă ceva financiar. Pentru că, cum apropo, zice piesa aia celebră a lui Gheboasă, când ai bani să dai la dușmani, n-ai. Mai departe. Adică, no, știm că... O facem din plăcere. Și că ne urmăriți cu drag și așa, și mai avem multe de descoperit și de făcut. Vedeți, în aceste 9 luni abia am descoperit un singur personaj pe Piști. A, Piști, bă, era să uităm de Piști. Păi, cum uiți când vezi aici roșu, alb, verde? Aș vrea să-i spun povestea lui Piști, dar nu-i o spun. Te rog, dar nu da nume. Nu da nume, dar... Dar o să se prindă cine... Deci, e inspirat din realitate. E inspirat din realitate acest personaj, pentru că l-am întâlnit... Că nu spunem în ce condiții, mecanice... Așa. Și am întâlnit acest personaj care era maghiar... Nu, bine, ce să fie aspect. Era încă e. Logic. Și este. Este. Care vorbea ca personajul Piști. Poate nu-i 100%. Eu ți l-am recomandat. Tu mi l-ai recomandat. Și după aia mi-ai povestit cu vocea lui cum... Cum? A, da-o încolo, mă, că asta a stricat alternator. Zim, ți-i dus pe pula, mă. Dar cine a făcut aici la tine alternatorul ăsta? Ante, mă, că asta e recondiționat. Ok, și mi-ai repetat de câteva și am zis cum ar fi să-l avem ca... Personaj. Care este? Care este un personaj pe care îl îndrăgesc mult, pentru că am foarte mulți prieteni unguri. Am un singur prieten și Nicu român. Băieți, 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 am zis. Și n-am învățat ungurește, spre rușinea mea, deși îmi doresc foarte mult să cunosc limba maghiară. Nu-ți doresc. Nu-mi doresc. Eu trăiesc între ei, mă. Și îmi place personajul, deși mulți ar spune că nu mă pricep deloc să imit un ungur. Aia e, atât am fost, atât am putut. Asta e alta n-am. Așa că mai avem mult de descoperit, de a ne redescoperi. Trebuie să găsim și un personaj nou, Dianei. Da. Pentru că, cum spuneai și la începutul acestui podcast, este o actriță desăvârșită. Este. A jucat mulțumesc în Faustul, 50 lei. Purcărete, alo. A jucat în sitcom-uri la domnul regizor Misirianțu. A jucat, este în plină ascensiune. Noi nu vrem să-i tem aripile. Nu. Cine știe, poate o caută cineva de la Hollywood, de la... O căutat-o multă lume, dar ea pleacă 3 luni în America. Știi cum ne mai tachinăm? Eu sunt ăsta gură spartă, nu? Zvărsător, da. Eu gură spartă. Și la un moment dat o veni chestia aia că după ce se dau liber, se dă liber la graniță, pleacă Diana 3 luni în am America. Am scăpat care... Nu, las-o pe mine. Că pleacă în America, are acolo rude, cunoștințe, nu ne interesează. Vlad mi-a zis, că pleacă Diana 3 luni în America. Și când ne-am întâlnit la prima filmare, zicea, Diana, asta e, când pleci? Că eu sunt mai gură spartă. Adică atunci Diana nu mai zice nimica. Nu. Vorbești tu de-am încolo cu ea. A, și asta. O duc acasă și stă și nu zice nimic. Și asta și avem. Eu minte. Avem grup de pe care scriem pe WhatsApp, știi? Și eu scriu ție. Ai vorbit tu cu Diana? Ai vorbit tu cu Robin în loc să scrii pe grup? Da. Bă, copii, puteți? Bun miercuri. Asta mai pe avem chiar multe. Așa faceți. Ce urmă, mă aflu. Îmi scrie mereu. Ai vorbit cu Robin, ai vorbit cu Diana. Păi și tu, domnule? Eu tac destul acasă. Nu, asta zic, că mai avem multe, cu răbdarea voastră, cu îngăduința voastră, dar tot așa cu un spirit de glumă, mai avem multe de făcut, multe de arătat și multe de oferit.
Nu. Da. Tu ziceai să vindem apartamentul ăsta. Dar unde e dracu cu filmul? Și de atunci ce faci? Merem în dezmir? Tăiați! Sărbători fericite! Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! Să ne vedem la un an nou cât mai bun! Da, cu toată lumea, să iertați greșele de gramatică din cauza platoului. Da, da. S-a urcat platoul la cap. Da. La mulți ani. Fericire, vă așteptăm la bucurii. Show-urile de stand-up al domnului Nicu Bendea. Dar numai alea din Tenerife. Tenerife. Și stați aici, stați pe canale. Am că intrat, e mai multe. Am intrat și pe TikTok, am intrat și... Da. Suntem ca tractorul Brașov, universal. La mulți ani, mulțumim frumos. Rămâneți aproape. Țineți aproape. Pupii!